Un incident șocant a avut loc la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Un bărbat în vârstă de 35 de ani a distrus tot ce a văzut în fața ochilor în salonul în care se afla. Bărbatul a fost adus la spital cu ambulanța de la domiciliul său din localitatea Corni Albești după ce a încercat să se automutileze cu un ciocan. Imediat ce a intrat pe ușa unității medicale a devenit violent. Cadrele medicale au anunțat polițiștii și jandarmii pentru a-l imobiliza. Nu este prima dată când suntem confruntați cu comportamente violente din partea pacienților. Cu toate acestea, incidentul despre care vorbim este cel mai grav pe care l-am întâlnit în ultimii ani. Ne-am angajat să luăm măsuri suplimentare pentru a proteja siguranța personalului nostru și a pacienților. Au fost provocate daune semnificative în unitatea de primiri urgențe. Două electrocardiografe, un monitor de calculator, o imprimantă multifuncțională și sute de fiole de medicamente au fost distruse de către pacientul agresiv. Au declarat reprezentanții spitalului Echipa medicală a reușit să calmeze bărbatul, transferându-l ulterior la secția de psihiatrie. Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului.